Fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din Bet Builder, episodul cu numărul 76. Am revenit după o scurtă vacanță, cred că și voi ați fost în vacanță acum că au avut copiii de la școală. Forțe proaspete, avem toate motivele să fim încrezători că vom lega o nouă serie bună la proiectul All In 4x4 și la proiectul Challenge Cota 2 pe care le joc în Betano. Sunt două proiecte pe profit în acest an, ambele, chiar dacă în ultimul timp am avut un pic de ghinion chiar și la pariul din weekend de la proiectul All In 4x4. Am avut pe Inter să câștige cu Veneția și să înscrie minim două goluri. Din păcate s-a terminat 1-0, în rest a ieșit tot ce am pus acolo. Nu avem cum să anticipăm astfel de surprize, dar pentru cârcotași, pentru cei care nu au răbdare cu acest proiect, eu atâta vă zic, fraților, sunt peste 15.000 de lei profit la proiectul acesta, unde joc cu mize foarte mici de 100 de lei, adică 0,2% din buget. Matematica mea este extrem de simplă, totul este în tabel, totul este transparent, 100% gratuit, afișat pe grup. Eu sunt mulțumit, pot să pierd fiecare pariu de acum înainte, timp de jumătate de an și tot să fiu pe plus, dar asta nu se va întâmpla. Chiar dacă ultima serie a proiectului am dus-o la bun sfârșit pe 20 septembrie și de atunci am mai legat pariu 1, pariu 2, eu le văd aici. Din păcate am avut chiar o serie destul de lungă de ratări la pariu cu numărul 1, dar știți ce se întâmplă? Ori că ratez la pariu 1, ori la pariu 3, pentru mine este tot aia. Dacă ajungem la pariu 4, știu că mai sunt dintre voi care mai retrag din profit și merg cu o miză mai mică, dar eu merg mai departe până la capăt ca bărbații, așa cum v-am obișnuit. Joc din profit. Tot anul acesta toate proiectele mele sunt pe profit și acest lucru este demonstrat, am bilanțul la fiecare pariu. Mai mult de atât, uitați-vă la ce live-uri am prins în ultimele două luni pe grupul meu 100% gratuit de Telegram. Dacă nu sunteți acolo, neapărat trebuie să intrați, căutați pe Google Telegram Mihalache. Este unul dintre cele mai mari grupuri de pariuri din România și este 100% gratuit. De ce este unul dintre cele mai mari? Pentru că are și cele mai bune rezultate. Acum, nu mi-au murit lăudătorii, dar chiar așa este. Eu acolo vă arăt tot ce joc, iar atâta timp cât eu îmi plătesc minim două concedii pe an cu banii câștigați de la pariuri, eu sunt mulțumit. Adică, mai mult de atât, nu-mi trebuie. Evident, din 26.000 de oameni, vă dați seama, mai sunt și vreo 2-3 hateri pe acolo, dar na, aia e meseria lor. Până la urmă, știți cum e. Și țineți minte de la mine, dacă nu te înjură nimeni, dacă n-ai niciun hater, înseamnă că nu existi, nu ești băgat în seamă. Da, ești un nimeni. Iar întotdeauna te va ponegri, te va bat jocori, doar unul mai slab ca tine, unul mai bun decât tine nu o să facă niciodată așa. Țineți minte de la Mihalache, asta e lecție de viață. Bun, hai să vedem ce am jucat la proiectul All In 4x4, acolo unde mă folosesc de funcția Bet Builder de la Betano, care ne permite să combinăm mai multe selecții din cadrul aceluiași meci pe același cupon de pariere și am jucat doar meciuri de Champions League 1x și peste 1,5 goluri la PSV Eindhoven cu Girona, la fel 1x și peste 1,5 goluri la partida dintre Liverpool și Leverkusen. Solist Bayern München și minim două goluri marcate în partida cu Benfica. Și apoi solist simplu pe Real Madrid în partida cu AC Milan. Vă reamintesc, dacă jucați exact cum am pus eu la Bayern, solist și peste 1,5 goluri, puteți profita și de oferta avans de 2 goluri. Pentru că există și această opțiune în meniu fără să folosiți Bet Builder-ul, adică 1 și peste 1,5 goluri. Dar dacă se întâmplă, cum s-a mai întâmplat cealaltă dată, ca Bayern, de exemplu, în acest meci, să aibă 2-0 și să termine 2-2, să știți că pariul acela este pierdut, dar cu Bet Builder este câștigat, pentru că la 2-0 deja se stabilește câștigătoare selecția pe victoria lui Bayern, conform
ofertei avans de 2 goluri. Aveam așadar o cotă de 4 și 10 pe care am mizat, ca de obicei, o miză extraordinar de mică, doar 0,2% din bugetul meu de pariere, ceea ce înseamnă 100 de lei, pentru voi poate înseamnă mai mult sau poate mai puțin, în funcție de bugetul fiecăruia, și întotdeauna v-am atras atenția să aveți disciplina acestui money management. Niciodată să nu măriți miza dacă treceți printr-o serie pierzătoare, da? Pentru că sunt mulți care pică în această capcană mărind miza sperând să recupereze. Acesta este drumul garantat către faliment. Deci mizele rămân întotdeauna constante. Este un proiect destul de greu, dar cu posibilități foarte bune. Ați văzut, de la 100 de lei, dacă legăm 4 cote la rând în sistem all-in, la 4 bilete de cota 4, ajungem la o cotă finală de 256, așadar se poate câștiga frumușel, iar dovezile sunt încă de anul trecut, de când am dat drumul acestui proiect, dovezile sunt foarte, foarte clare în conturile noastre. Bun, hai să vedem ce am jucat și la proiectul Challenge cota 2, acolo unde sistemul meu de mize este unul foarte bine gândit. Nu că mă laud, dar chiar am gândit-o foarte bine și s-au inspirat mulți de la mine. Ce se întâmplă? Eu mizez pe fiecare pariu 2% din buget, iar separat 0,2% pentru reinvestire, da? Pentru că în cazul în care reușesc să prind, cum am mai reușit și altă dată, 10 cote la rând de 2, de la 100 de lei o să ajung la un miliard vechi, da? Pentru că 10 la puterea 2 la puterea 10 este 1024. Așadar, 100 de lei pe primul pariu, dacă se câștigă, pun 200, adică atunci am câștigat pe primul, pe următorul pariu, asta separat de mizele flat de 2% din buget pe care le pun pe fiecare pariu. Așadar, pe pariul de astăzi este pariul cu numărul 2, pentru că în weekend am câștigat pariul pe norvegieni, fără emoții, am mizat 1000 de lei, adică 2% din bugetul meu de pariere, și separat ceea ce vedeți voi pe bilet, 0,4%, da? Adică tot câștigul din miza separată de 0,2%. E foarte simplu, foarte, foarte simplu, înțelege oricine. Așadar, am mers pe un bet builder la meciul dintre Slovan Bratislava și Dinamo Zagreb. Ați văzut că Dinamo Zagreb, după ce au luat bătaie 9-2 de la Bayern, a vrut să arate că totuși nu e de râsul acestei competiții și a făcut 2-2 la Monaco, apoi a câștigat în deplasare la Salzburg, provocând chiar o surpriză pentru pariori, dar na, veți vedea că nu e chiar așa de surprinzător rezultatul. Însă Slovan Bratislava, un singur gol și 11 primite, 3 victorii, 3 înfrângeri la rând în această competiție, care pare totuși o pălărie prea mare pentru ei. Așadar am mers pe X2, Dinamo Zagreb să marcheze minim un gol și Slovan Bratislava să aibă minim 2 cornere. Totuși, joci acasă, n-ai cum să te faci chiar în halul ăla de râs, minim 2 cornere trebuie să ai și tu. Au avut 4 la Celtic, au avut 6 și unde au luat ei bătaie ultima dată, la Girona, parcă. Da. Și cel de-al doilea meci, Sporting Lisabona cu Manchester City, ambele marchează sau peste 2,5 goluri, nu prea sunt multe de zis aici, știți foarte bine că Sporting are un joc foarte spectaculos în ultimele 2-3 sezoane, iar Manchester City e Manchester City, adică na, se poate termina oricând 5-2 un meci al lor. Da, am mizat 0,2% ori 2, pentru că am câștigat de fapt 198 de lei. Da, am pus 100 de lei, a fost cota 1,98 la primul pariu, acesta este al doilea, am mizat 198 plus separat 0,2%. Sper să avem succes și fiți atenți. Înainte să terminăm, trebuie să vă zic că am mai gândit și o cotă de 3. Deci avem o cotă de 2, o cotă de 4 în această emisiune, dar mi-a venit în minte un challenge cu această cotă de 3, pe care îl puteți vedea pe contul meu de Instagram, Cătălin Mihalache, cota2.ro, unde l-am provocat pe alt tipster din România, foarte cunoscut și foarte îndrăgit de voi, să dea și el un bilet de cotă aproximativ 3, pe care să mizez și eu, adică să mizeze el pe ce am pus eu și el pe, și eu pe ce pune el, să vedem care dintre noi, sau poate chiar amândoi, facem o treabă
bună și scoatem ceva bănuți. Nu uitați că la Betano aveți în această lună o grămadă de promoții foarte avantajoase. Aveți și Euromisiune, primiți free bet-uri dacă plasați pariuri cu cerințele stipulate acolo în Euromisiune. Avem o grămadă de promoții chiar și fără depunere la înregistrare. Vă las un link promoțional în descrierea acestui clip, dar puteți găsi mai multe detalii și pe grupul meu gratuit de Telegram, 100% gratuit. Căutați pe Google Telegram Mihalache, așa cum v-am mai zis, și vedeți că live-urile acolo au rupt în două. Adică chiar am făcut treabă în Betano, avem o ofertă extraordinar de bună pe live și ne avantajează, drept pentru care toată lumea este mulțumită. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept și pe voi în comentarii, ca de obicei, dacă aveți idei de cote bune și bilete care merită încercate și vreți să le share-uiți și cu ceilalți membri ai comunității, cu ceilalți followeri, așa cum fac și eu. Vă doresc spor la cât mai multe bilete verzi.